cu perji uscate. Foarte bun și perjele uscate. Cu ce le făcea oare? Perjele uscate le uscai. Cerbei și așa și puneai omul din zar și le mâncai. Și dacă vrei să faci cu orez, puneai orezul la fiert, perjele îi spalai și pe omul îi dădeai în orezul și al, da, și mâncai.